plăcintă cu ceapă și cartofi. Pentru aluat vom avea nevoie de 125 de grame de făină, 20 de grame de untură, un praf de sare, o linguriță de zahăr, 80 de mililitri de apă și 3 grame de drojdie uscată. O să punem zahărul în apă și cu drojdia uscată. Amestecăm și o să lăsăm 5 minute să se topească drojdia, să se activeze. O să punem zahărul în apă și cu drojdia uscată. Amestecăm și o să lăsăm 5 minute să se topească drojdia, să se activeze. În făină o să punem un praf de sare. Și untura. Amestecăm. Și o să se formeze ca un nisip. Ia uitați. Făina cu untura și cu praful de sare, vedeți? Seamănă cu nisipul. Acum o să adăugăm apa cu drojdie și cu zahărul. Amestecăm. Dacă e nevoie, mai adăugăm puțină făină. Și frământăm puțin. Acum îl dăm deoparte, acoperim și preparăm umplutura. Pentru umplutură o să avem nevoie de 140 de grame de ceapă verde, 275 de ceapă, 340 de grame de cartofi, un praf de sare, 2 ouă, 65 de grame de parmezan, piper, 100 de mililitri de lapte și 50 de mililitri de ulei. Acum o să tăiem ceapa. Am tăiat ceapa verde. Acum o să tăiem și ceapa albă. Am tăiat și ceapa. Acum o să punem ulei într-o tigăiță. Acum o să punem ceapa.
Să acoperim cu un capac. Cartofii am tăiat feliuțe, subțiri, și o să îi unim cu ceapa. Acum, aici o să punem două ouă. Un praf de sare, o să adăugăm și puțin piper, acum aici o să punem două ouă, un praf de sare, o să adăugăm și puțin piper, așa, adăugăm laptele, parmezanul, și cu furculița o să amestecăm bine. Și dăm deoparte. Amestecăm și când ceapa este aproape gata, vedeți, este aurie, o să adăugăm cartofii. Amestecăm. Punem capacul și lăsăm să se facă și cartofii puțin. Acum o să punem sare și piper. Punem sare. Acum o să punem sare și piper. Punem sare și piper. Amestecăm. Dacă încercați cartofii, încă nu sunt gata, o să mai las câteva minute. Punem capacul și mai lăsăm câteva minute. Încercăm cartofii. Înfătura este gata. Vedeți? A stat cam o jumătate de oră pe foc. Ceapa trebuie să fie moale și cartofii să fie aproape copți. Dăm de pe foc și înfindem aluatul. Am pregătit o tavă din aluminiu. De diametru, pe fund are 24 și deasupra 28. Am tapetat-o cu puțină untură.
și cu făină. Puneți, ungeți bine forma și apoi puneți făină și peste tot. Ia uitați, așa. Să dați peste tot făină și să fie acoperită bine. Acum o să întindem aluatul. Am pregătit o tavă din aluminiu de diametru, pe fund are 24 și deasupra 28. Am tapetat-o cu puțină untură și cu făină. Puneți, ungeți bine forma și apoi puneți făină și peste tot. Ia uitați, așa. Să dați peste tot făină și să fie acoperită bine. Acum o să întindem aluatul. Iați aluatul nostru a crescut puțin. O să-l întindem, îl împărțim în două. Măsurăm puțină făină. Aluatul nostru îl punem aici și o să-l împărțim în două. O să tăiem o parte mai mare și o parte mai mică. Acum întindem un sucitor. Ne ajutăm cu făinuța ca să întindem. Am întins. Acum o să luăm și o să punem pe forma noastră. Și o să întindem aici. Uitați așa. După ce am întins aluatul, o să punem umplutura. O întindem bine peste tot. Acum avem sosul nostru făcut cu ouă. Amestecăm. O să punem sosul nostru care l-am făcut înainte. Întindem și cea de-a doua foaie. Aluatul este destul de moale. Ne ajutăm cu făinuță ca să întindem, să nu se lipească de degete sau de sucitor. Aceasta este foaia noastră și o să o punem deasupra. O să punem deasupra foaia noastră.
Capetele o să le dăm peste. Și o să închidem așa bine. Acum o să înțepăm puțin. Și o să ungem cu ou, cu puțin lapte. Nu am pus tot albușul, am pus decât o parte. Amestecăm bine și o să ungem peste tot. Apoi dăm la cuptor la 200 de grade, circa 40-45 de minute. Controlăm. Acum o să înțepăm puțin. Și o să ungem cu ou, cu puțin lapte. Nu am pus tot albușul, am pus decât o parte. Amestecăm bine și o să ungem peste tot. Apoi dăm la cuptor la 200 de grade, circa 40-45 de minute. Controlăm. Și acum în cuptor. Plăcinta noastră este gata. Am scos-o acum din cuptor. Așteptăm să se răcească și după aceea o să tăiem, să vedem cum este și în interior. Plăcintă cu ceapă și cartofi.